tinere care îl ajută. Boguslavski, the wearer of the stage winner's jersey and the winner of the last stage in Sibiu. Congratulations, aplauze! Felicitări, congratulations! Thank you, grazie, merci beaucoup! Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, avem premiu de acordat pentru cel mai bun român pe etapa de astăzi. The best Romanian cyclist on the last stage in the cycling tour of Sibiu. Premiu, doamnelor și domnilor, de etapă, tricoul roșu care îi revine celui mai bun român pe etapa de astăzi. Este premiul cu care conducem. E un premiu foarte important pentru rutierii din țara noastră, pentru că este, până la urmă, o probă, este o demonstrație a faptului că acești rutieri sunt în plină formă și că sunt cei mai buni din țara noastră. Astăzi, la contratimp, cel mai bun român este nimeni altul decât Eduard Mihail Grosu! Rutierul echipei poloneze Mazowsze Serce Polski, campionul național Eduard Mihail Grosu. Doamna Stella Maria Constantin a fost cea care a prezentat acest premiu din partea Kendrion. Mulțumim și pentru sponsorizare și pentru parteneriat. Mai aveam, doamnelor și domnilor, înainte să oferim premiul suprem, tricoul galben, urmează să prezentăm premiul special oferit de Kids în memoria marelui campion decedat în noiembrie anului trecut, fost câștigător al turnului ciclist al Sibiului, Davide Rebellin. Avem un premiu special pentru dânsul, doamnelor și domnilor, iar acest premiu special, evident că trebuie dat unui mare cățărător de perspectivă. Este nimeni altul decât câștigătorul etapei de pe Transfăgărășan, care a bătut și recordul de urcare pe Transfăgărășan. Doamnelor și domnilor, să-l primiți cu aplauze pe Lennart van Etveld! Congratulations to you, Lennart van Etveld. We are very proud of you. You set a new record on Transfăgărășan, and I am sure that you can come back here to Sibiu to win the race. Lennart van Etveld, premium special Davide Rebellin, regretatul Davide Rebellin, fost câștigător nu numai la Sibiu, dar și la alte concursuri internaționale de mare anvergură, să vă spun nimic altceva, la Flash Wallon, Amstel Gold Race sau Liege-Baston-Liege. Ne pare foarte rău că l-am pierdut pe Davide Rebellin. Doamnelor și domnilor, urmează însă momentul festiv al campionilor în clasamentul general. Sunt curios dacă așteptați să-l vedeți pe cei mai mari campioni. Vreau să văd mâinile în aer! Locul 3. Third place in the general classification from the Czech team ATT Investments, Jakub Otruba. La doar 12 secunde de victorie, dragi prieteni, ce aia 12 secunde când ai asemenea cățărări precum Transfăgărășan, Transalpina sau Păltiniș. 12 secunde. Locul 3 pentru rutierul cec Jakub Otruba. Locul 2. Second place in the Cycling Tour of Sibiu Edition 2023. Doamnelor și domnilor, locul 2 pentru belgianul de la Lotto Destiny, Lennart van Etveld.
Și atunci când vă uitați la acest belgian, gândiți-vă, are 21 de ani, are record pe Transfăgărășan, are tot viitorul în față și cu siguranță vom mai auzi de el și la Grand Tour, la cele mai mari competiții pe nivel global și cu siguranță că va reține și el că a fost la Sibiu în 2023 și poate se întoarce, pentru că doar o pană de cauciuc l-a împiedicat în calea spre victoria finală. Doamnelor și domnilor, sunteți pregătiți să primiți pe câștigătorul turnului Sibiului? Ladies and gentlemen, the winner of this year's Tour of Sibiu, representing team Q36.5 Pro Cycling Team, from Great Britain, Sibiu has a new king as well. It's Mark Donovan from Great Britain. Câștigătorul ediției de anul acesta a turnului ciclist al Sibiului, doamnelor și domnilor, îl vedeți aici în fața voastră, Mark Donovan. Locul 2, Lennart van Etveld. Locul 3, Jakub Otruba. Felicitări, aplauze, aplauze, aplauze! Congratulations, guys. Ce victorie, iată cum se bucură și echipa alături de câștigător. Și, dragi prieteni, avem o echipă de World Tour anul acesta la Sibiu și nu vedeți niciun rutier de la ei pe podium. Ce pluton puternic! Aplauze organizatorilor pentru acest scenariu fenomenal. Pentru acest pluton foarte, foarte puternic. Bravo, bravo, bravo! Sticla de șampanie. Bravo! Felicitări! Mark Donovan, first place out. Second place goes to Van Etveld and third place to Otruba. Congratulations! Just one question mark. Question mark, you know? Okay, Donovan, you're the winner of this season Cycling Tour of Sibiu. Where would you place this victory in your career? Well, it's the only victory of my career so far, actually. So it's kind of got to go to the top, hasn't it? It's been a while since I've won a race, actually. I think exactly 5 years ago. So no, this is it's been amazing. Really nice few days, and team's been
brilliant the whole time, and you know, it was nice to finish it off today. Did you still remember us when you do the ground tours? Oh, for sure. Yeah. No, I'm never gonna forget. Never gonna forget this race. You know, it's the first victory of my career, so it's something that you'll you know, will always stay with you. Thank you very much. Applause to Mark Donovan. A spus că o să rețină această competiție pentru că este prima victorie majoră din cariera lui și că o să țină minte că aici, în 2023, a cucerit trofeul suprem Mark Donovan din Marea Britanie. Continuăm acum, doamnelor și domnilor, mai avem multe, multe tricouri distinctive de dat. Continuăm cu tricoul albastru, așadar, pe puncte, primul pe puncte, punctele care se acordă la linia de sosire, doamnelor și domnilor, evident, pentru cei care câștigă etapa, locurile care urmează. Și evident, cu două victorii de etapă, nu poate fi un alt câștigător la acest clasament decât Sam Bennett! Congratulations to the winner of the blue jersey presented by Marquardt. On the stage we have Mr. Marius Constantin. Un mare campion de asemenea pe scenă, dragi prieteni, cu victorii de etapă în turul Franței, Italiei și a Spaniei, Sam Bennett, două victorii la Sibiu în acest an. Thank you very much, Sam. Thank you for being here. Continuăm acum cu tricoul alb, doamnelor și domnilor. Tricoul alb este cel prezentat de Joyson. Tricoul alb îi revine celui mai bun cățărător, cățărările intermediare din munți. Câștigătorul acestui trofeu este nimeni altul decât finlandezul Antti Jussi Juntunen. The best climber in the race, the king of the mountain, representing Finland. Congratulations to you. Thank you very much. Doamnelor și domnilor, îl mai revedem o dată pe marele, marele rutier belgian de doar 21 de ani, care chiar a fost la câteva secunde de victoria finală. Câștigătorul etapei de pe Transfăgărășan este cel mai bun tânăr ciclist sub 23 de ani, tricoul alb cu buline albastre pentru Lennart van Etveld. Congratulations to the Polka Dot jersey winner, the best under 23 rider in our peloton. It's no one else than the Belgian rider who we know here, Van Etveld. Premiul este prezentat de domnul Răzvan Popa. Odu, sponsorul acestui tricou, cel mai bun tânăr ciclist sub 23 de ani. Mulțumim, Lennart van Etveld, vom mai auzi de el cu siguranță pe viitor. Continuăm acum, doamnelor și domnilor, cu următorul trofeu. Este vorba despre tricoul verde, cel mai bun sprinter din competiție. The green jersey goes to the best sprinter in our race from the Czech Republic, Daniel Turek. Premiul acesta din partea Boromir. Mulțumim din suflet și mulțumim și doamnei Felicia pentru acest trofeu. Urmează acum, domnilor și domnilor, trofeul ce îi revine celui mai bun român în clasamentul general. În clasamentul general, cel mai bun român a fost rutierul
care s-a clasat la 10 minute și 14 secunde de câștigătorul turului ciclist al Sibiului. Să primiți cu aplauze pe Cristian Răileanu! Felicitări, Cristian Răileanu! Primește acest premiu special pentru cel mai bun român din concurs, premiu prezentat de Soma. Și îl chemăm, doamnelor și domnilor, acum încă o dată pe scenă, pe tricoul portocaliu, care cu siguranță rămâne cel mai combativ rutier de la evenimentul nostru, cel mai combativ rutier de la turul ciclist al Sibiului, cel pe care îl știm de la această ediție, cel pe care îl știm de la competiția sibiană, de la etapa de ieri, acolo unde a petrecut numai puțin de 170 de kilometri în față, la etapa de Păltiniș. Să-l primiți cu aplauze pe Alex Tonio! Ancora! Grazie mille per Alex Tonio! Mulțumim frumos! Alex, cu el am început și cu el am terminat această festivitate la individual. Dar ne mai rămâne un premiu foarte important, doamnelor și domnilor! Avem un clasament separat pentru echipe! Echipele cele mai puternice de la turul ciclist al Sibiului 2023. Ladies and gentlemen, the only trophy remaining is the team classifications trophy. Top three teams are to be invited on the stage. The best and dry teams by Dieser Rad und Fahrt von Hermannstadt. Locul 3 la echipe. Din Germania, echipa Bora Hansgrohe. Position. Bora Hansgrohe, the team on the third position. Congratulations to them on this performance. Of course, they have expected more, but that's the way it is here in Sibiu. It's a tough race. Third place. Sam Bennett, Florian Lipovic, Patrick Gampa, Maximilian Schachmann, Frederic Vandal and Cesare Benedetti, Bora Hansgrohe. Gratulation, danke. Second place, ladies and gentlemen, locul 2 pentru echipa Green Project Bardiani Faizane. Echipa italiană cu Filippo Fiorelli, Iker Bonino Marti, Lorenzo Conforti, Giulio Perizzari, Luca Nastelli și Alex Torio. Felicitări! Echipa de pe poziția a doua. Și sunt sigur, doamnelor și domnilor, că știți bine care este echipa câștigătoare. Ladies and gentlemen, the winning team is the team which dominated here our general classification and who gives the winner as well in the general classification. Clap your hands, felicitări, herzlichen Glückwunsch, the best team in Sibiu, Q36.5 Pro Cycling Team. Congratulations to these guys here on the top of the podium. Bravo! Bravo.
Felicitări, doamnelor și domnilor! Savurați aceste momente, aceste imagini. Vedeți cele mai puternice trei echipe la Turul Ciclistal Sibiului, ediția 2023. Cu 36-5, Bardiani și Bora pe podium, doamnelor și domnilor. Asta a fost festivitatea de premiere, asta a fost Turul Ciclistal Sibiului 2023. Cu acești mari campioni pe care i-ați văzut, avem un nou câștigător în acest an prin Mark Donovan. După suprimația celor de la Androni, celor de la Bora, acum a venit o nouă echipă cu 36-5 și un nou câștigător, Mark Donovan. Doamnelor și domnilor, la finalul acestei ediții vreau să le mulțumesc tuturor organizatorilor, participanților, sponsorilor, partenerilor, motocicliștilor, arbitrilor, comisarilor. Fiecare a depus un efort mare ca să avem o ediție de succes în acest sezon. Mulțumim din suflet, mulțumim cu siguranță și vouă, fanilor, suporterilor, telespectatorilor, tuturor care ne sunt alături în fiecare an. Este o poveste minunată, avem 13 ediții în spate, cine știe câte avem în față, sper să avem multe, multe, multe de acum încolo. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Ladies and gentlemen, thank you very much for being here in Sibiu, thank you for watching us, thank you for your attention. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank dafür, dass Sie dabei sind mit diesem tollen Teams, mit diesem tollen Publikum. Köszönöm szépen a kedves magyar nézőknek is, a magyar szurkolóknak, hogy itt vannak, szívből köszönöm. Sok sikert kívánok mindenkinek, jó utat haza. Dragi prieteni, acestea fiind zise, vă mulțumesc din suflet pentru tot, pentru toată săptămâna și tot weekendul. O seară plăcută, drum bun să aveți succes. La revedere, auf Wiedersehen, au revoir, toate cele bune! Mulțumim și noi!